Pe următorul concurent l-am descoperit în nordul Moldovei, mai exact în localitatea Cupcini, raionul Iedineț. Este maestru instructor la o școală profesională și se pricepe la tot felul de instrumente, mai ales când toate odată îi sunt la îndemână. Anatol Dumitraș? Bună ziua! Dumneavoastră, unde-ți vine? Ce v-ați frezat? Așa era. Sunteți domnul Anatol, da? Domnul Anatol Zau. A, nu Dumitraș. A, nu Anatol Dumitraș. Nu. Semănați foarte mult cu el. Mă numesc Valeriu Zau. Valeriu Jalba, bine ați venit la Moldova Are Talent. Mulțumesc foarte frumos. Ce ne va aparține? Ce puteți face? Am venit la Moldova Are Talent să promovez muzica tradițională populară, care este, cu părere de rău, într-o direcție de, aș spune, de dispariție. Succes, scena este a voastră. Mulțumim foarte frumos. Studii muzicale NOA. Dau seama că este foarte greu, dar nu a fost impresionant. Este interesant, dar nu a fost spectacol. Cineva face mai bine ca mine așa? Știți, cineva face mai bine? Problema nu este că dacă face mai bine. Dacă ați merge mai departe, ce o să ne propuneți? Mai multe instrumente sau tot asta? Eu vreau să spun că eu cânt și cu vocea și mai cunosc instrumente, mai multe instrumente. Asta e interesant, dar nu e atât de complicat cum vreți dumneavoastră să ne spuneți. Și de atâta eu spun nu. Și eu spun nu. Valeriu, fiți sănătoși. Valeriu, data viitoare o să vă pregătiți mai bine, poate mai, să fiți mai siguri pe ceea ce faceți. Din partea mea aveți tot un nu. Pe data Mulțumim viitoare. Foarte frumos.